Bun găsit tuturor, sunt Adriana Nedelea și urmărim împreună cele mai importante informații. Începem! Ultima zi de campanie pentru alegerile locale 2020. Astăzi este ultima zi în care candidații mai pot încerca să convingă alegătorii să le acorde votul. Românii sunt așteptați la urne duminică, 27 septembrie. Campania electorală pentru alegerile locale se încheie mâine la ora 7 dimineața. Barometrul IMAS, realizat la comanda Europa FM, arată așa: PNL crește la 34,7%, PSD scade la 19,6%. De remarcat proporția mare de indeciși: 22,3% dintre cei chestionați nu știu cu cine ar vota sau refuză să răspundă, 5,2% spun că nu ar merge la vot. Asta dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Este un barometru IMAS realizat la comanda Europa FM. Ultima zi de campanie, iar în direct cu noi este gazetarul Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Popescu, mulțumesc pentru că sunteți cu noi. Bună ziua! Vorbim despre ultima. Spune, da, vă rog. Îmi puteți spune și mie de ce se realizează și se publică acum un sondaj în legătură cu alegerile parlamentare? S-a făcut și în august. La două zile de alegerile locale? Corect. Avem și un barometru Europa FM realizat în luna august. În luna august, și era vorba despre alegerile locale la acel barometru IMAS. Tot așa era... Procentele erau oarecum asemănătoare în sensul că PNL urca, PSD scădea. Atunci viza alegerile locale, acum e vorba despre alegerile parlamentare. Da. Deci, repet ceea ce am spus, doamna Nedelea. Nu mă interesează cifre, procente, ce scrie acolo, nici n-am de gând să le comentez. Nici din acest sondaj și nici din alte sondaje în clipa de față. Eu spun doar atât. Ce caută un sondaj cu privire la alegerile parlamentare în media lansat cu 48 de ore înainte de alegerile locale? Asta e întrebarea mea. Ce ar face diferența? Este important ce întrebăm pe români, la ce alegeri votează și în ce fel votează anumite partide, sau sunt importante rezultatele și partidele pe care le-ar vota românii în general? Da, asta ține de faptul că aceste alegeri sunt alegeri locale care ar trebui să fie cel mai puțin politizate dintre alegerile care se desfășoară în România. Nu-i așa? Sigur. Ar trebui să... Temele aici ar trebui să fie... etilitare, probleme ale cetățenilor, probleme de curățenie, de transport, poluare, calitatea vieții în general în localitățile respective. Nu? Acestea ar trebui să fie criteriile care să departajeze candidații. Ori nu este așa. Acum avem niște alegeri locale intens politizate și se, după părerea mea, deja jocurile sunt făcute în acest moment. Adică în așa zisa campanie electorală din ultima lună, pentru că, de fapt, campania electorală începe cu vreo 2-3 luni înainte. N-au nicio apăsare partidele, candidații să facă lucrul acesta, iar în campania electorală mai fac ce li se mai dă voie. Aici aș vrea să amintesc un fapt bizar și în același timp incorrect, după părerea mea, faptul că, potrivit legii, campania se încheie, campania electorală pentru partide și candidați, da, se încheie mâine dimineață, nu? La ora 7, iar pentru audiovizual s-a încheiat azi dimineață. La ora 7, da, cu 48 de ore înainte. Păi, ia hai să ne imaginăm că astăzi un candidat hotărăște să apară cu întreg staful și într-o piață să-și scoată cu toții măștile
de pe față și să se îmbrățișeze. Pentru că așa consideră că va obține voturi. În plus, candidatul respectiv. Nu se poate comenta, potrivit deciziei CNA, nu se poate comenta acest fapt la televizor sau la radio. Adică politicienii, candidații, pot să-și facă în continuare campanie, în vreme ce noi, jurnaliștii, comentatorii, nu putem să ne referim la ce ar face ei astăzi. Vi se pare corect? Să nu le dați idei, domnule Popescu. Nu dau nicio idee. Eu nu fac decât să descriu absurditatea unor reglementări. Apoi, așa cum v-am spus, n-a avut, după părerea mea, decât un efect neglijabil ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, așa zisele bombe, dezvăluiri, n-ai să crezi, de o parte și de cealaltă, nu au schimbat, după părerea mea, semnificativ intenția de vot. Cei care vor, de fapt, lucrurile se împart destul de clar în două. Sunt cei care vor vota, au votat și vor vota PSD, indiferent ce s-ar întâmpla, și respectiv candidații PSD, nu pot fi convinși să nu facă asta, și ceilalți care nu mai vor PSD. Întrebarea este, cei care s-au manifestat la vot în 2019 cu rezultatele cunoscute la europarlamentare și la prezidențiale, vor mai veni și acum la vot în același număr în care au venit atunci? Pentru că altfel voturile lor din 2019 nu mai valorează 2 bani. Dacă nu vin acum la vot, când se hotărăște puterea politică internă în România, prin alegerile locale și apoi cele parlamentare. Ca să formulez și mai sugestiv, cât din valul anti-PSD din 2019 va mai ajunge acum la mal? Despre asta este vorba. Asta va decide rezultatul alegerilor. Și elementele care pot influența asta sunt multe. De la ce se va întâmpla duminică, dacă oamenii vor vedea la televizor că sunt cozi, că nu se respectă regulile de protecție și de distanțare, atunci nu vor veni la vot din pricina pandemiei, le va fi teamă. Acum să vedem cum se va distribui această teamă pe categorii de cetățeni, de vârstă, de ocupație, de sex și așa mai departe, educație. Ce i-ați spune unui român, domnule Popescu, un român care spune nu mai vreau să mai merg la vot pentru că m-am săturat, degeaba votez, nu se schimbă nimic? Ce i-ați spune? De ce e important să meargă la vot la aceste alegeri de duminică? Păi, haideți să ne imaginăm un pește care a ajuns pe uscat. Este pe malul apei și se sufocă. Și ce îi rămâne de făcut? Poate să zacă pur și simplu pe mal până când îl usucă soarele și moare, sau poate să se zbată. Cu fiecare zbatere, el nu știe dacă va ajunge în apă. Și probabil că nu va ajunge, pentru că e destul de departe de apă. Dar dacă nu face nimic, atunci va muri. Acesta este sensul votului și al ideii de schimbare. Nu faptul că dacă o să votăm duminică acum,
lucrurile se vor schimba peste noapte din alb, din negru în alb, din întuneric în lumină. Asta este o gândire profund greșită în legătură cu alegerile. Nu știm dacă ceea ce vine atunci când votăm duminică nu va fi cel puțin la fel de rău cu ce este până acum. Dar dacă nu mai suporți starea de lucruri actuală, atunci trebuie să faci ce face peștele. Trebuie să te zbați. Poate că după una, două, trei sărituri, patru sărituri, dacă vreți, sau rânduri de vot, de campanii, de alegeri, rânduri de alegeri, poate că vei ajunge la apă. Dar dacă stai, atunci vei muri. Sunt român care votează și pe principiul, domnule Popescu, e o vorbă des întâlnită la români, a furat, domne, dar a și făcut. Spunem asta pentru că n-avem alternativă, pentru că așa sunt toți, pentru că n-avem de unde alege, a furat, domne, dar a și făcut. Îl votez tot pe el. Acesta este sistemul de valori din această țară, care nu poate fi bătut de niciun sistem de vot. Indiferent că votul e uninominal, că e pe listă, că e mixt, că e într-un tur, că e în două, că e în trei, el nu poate, acest sistem democratic de vot, nu poate să scoată în față alte valori, alt tip de valori, decât cele din sistemul social de valori. Deci dacă oamenii apreciază un personaj care a furat, dar ne-a și dat, nu? Asta este o valoare, omul respectiv e considerat valoros. Atunci îl vor vota. Asta este educația acestor oameni, așa au fost crescuți în ideea asta și nu-i poate nimeni clinti din convingerea asta. Cum credeți că va fi prezența la vot? Vă așteptați la o prezență mică, mai ales acum în contextul pandemiei? Sau da, sigur că da. Da, va fi o prezență mică, categoric. Nu e cazul să ne facem iluzii, dar rezultatul va fi valid, va fi valabil, indiferent de cifrele de prezență. Asta să înțeleagă toată lumea. Deci, oricât de puțini vor veni la vot, se vor alege primarii, se vor alege consiliile județene peste tot. Și vor fi la fel de legitime ca și în cazul unei prezențe la vot de peste 50%. Prin urmare, nu, iar poate să apară aici și o astfel de gândire. Dom'le, ce să mă duc eu la vot, că oricum nu se duce nimeni, domn. Sau uite, nu se duce cu tare, de ce să mă duc și eu? Pentru că votul e paradoxal, dar votul fiecăruia contează mai mult atunci când prezența este mică decât în cazul unei prezențe mari. Gândiți-vă la limită că vin să voteze un candidat 3 cetățeni și scorul va fi 2-1. Și cu acel scor de 2-1 este respectivul va fi primar. Deci un vot, am dus la extrem exemplul, cu cât voturile sunt mai puține, cu atât greutatea lor crește. Iată de ce trebuie să mergem la vot. În ultima zi de campanie, domnule Popescu, o ultimă întrebare. Vă așteptați ca unul dintre cei doi, Gabriela Firea, Nicușor Dan, să puncteze decisiv? Să se întâmple ceva și să puncteze decisiv astăzi? Astăzi, nu. Păi, v-am spus, jocurile sunt făcute în clipa de față. Cei care vor să meargă la vot sunt deciși, fie într-o parte, fie în cealaltă.
absolut orice s-ar întâmpla. V-am dat un exemplu. Da. La începutul discuției sau alt lucru șocant, nu poate schimba nimic semnificativ. Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu. Bine. Mulțumesc mult pentru că ați intrat în legătură telefonică directă cu noi, gazetarul Cristian Tudor Popescu, analiza înainte de alegeri. Așadar, ultima zi de campanie pentru alegerile locale. De duminică este ultima zi. Candidații mai pot încerca să convingă alegătorii sau pe cei indeciși, pe cei care nu s-au hotărât dacă să meargă sau nu la vot. Duminică, 27 septembrie, ne alegem primarii. Campania electorală pentru alegerile locale se încheie mâine dimineața la ora 7. Informațiile de ultimă oră despre alegerile de duminica aceasta. Este important votul vostru, nu uitați, prezența la vot este importantă pentru fiecare dintre noi. Primarul nostru ne poate ajuta pentru ca orașul nostru să arate mai bine, satul, comuna noastră să arate mai bine. Primarul nostru, primarul pe care noi decidem să-l alegem astăzi, ne poate ajuta să schimbăm lucrurile, să schimbăm situația în care stăm, în care suntem. Informațiile de ultimă oră pe site-ul nostru libertatea.ro, date noi și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem! Sunt Adriana Nedelea, rămâneți alături de noi!